Bună seara! Sper să ai chef în seara asta să asculți, să te asculți, să stăm de vorbă, să ne spunem lucruri, să ne ascultăm. Și poate, dacă o să-ți placă, o să ne mai vedem pe aici, tot noaptea. If I ain't got nothing, I got you. If I ain't got something, I don't give a damn, 'cause I got it with you. I don't know much about algebra, but I know 1 + 1 = 2. And it's me and you. That's all we'll have when the world is through. 'Cause baby, we ain't got nothing without love. În seara asta vorbim despre despărțire, despre cel mai urât moment al unei iubiri. Pentru că joaca de împreunare, de găsirea, de ghicirea au frumusețea lor. Momentele de început, neîncrederea, pânda, până și atenția aia sporită de la început, toate au savoarea lor, acea agitație generală dată de începutul unei noi povești de iubire. Despărțirea e urâtă. Oricum ei spune, că îi spui separare, că îi spui despărțire, că îi spui divorț, toate sună oribil și toate descriu stări, întâmplări, acțiuni, toate, dar toate oribile. Despărțirea nu are cum să aibă ceva frumos din orice unghie priviu. Și nu mă rezum la relațiile frumoase care se termină în fum și grenade. Mă refer și la relațiile urâte, cele abuzive, cele care au adus numai amar. Până și despărțirea din felul ăsta de relație, cu toate că vine cu lucruri bune, aduce amarul regretelor. Cât despre despărțirea de dragostea frumoasă, de iubita pe care ai venerat-o sau de iubitul căruia ai sărutat ploapele în somn, despărțirea asta nu te rupe doar de celălalt. Despărțirea asta te rupe până și de tine. Despărțirea de dragostea frumoasă sfâșie din tine partea care iubit atât de pătimaș. O dezlipește încet și dureros, pentru că altfel nu există despărțire. Și bucatea aia din tine care ai iubit trebuie sfâșiată, sfâșiată din tine, pentru că el va iubi în continuare pe celălalt. Da, ăsta e adevărul. Dacă dragostea a fost adâncă, e bine, o parte din țesutul sufletului tău este infestat pentru totdeauna de celălalt suflet. Singura variantă să te poți despărți este chirurgia. Chirurgia. Să ia bisturiul și să tai o frică din tine. Pe viu. Încet. În timp ce se toarnă spirit pe rana aia proaspătă.
Despărțirea e durere, dar durerea am mai simțit cu toții, știm cum e. Totuși, acum e o diferență. Dacă îți dai cu ciocanul peste degeturi tare, dai cu ciocanul de pământ și mai tragi un picior. Înjuri și te vaiți la toată lumea că ți-ai spart unghia. La despărțire, cel mai greu lucru este că nu poți țipa. Nu-ți poți urla durerea. Nu te poți stăvăli pe jos, nu. Te vei duce în continuare la serviciu. Vei sta de vorbă cu lumea. Îți vei cumpăra iaurt și pâine. Vei răspunde la mail-uri. Îți vei pune telefonul la încărcat. Asta în timp ce din tine curg picături de durere, în timp ce îți muști buzele de frică să nu ți izbucnească lacrimile, îți strângi pumnii și respiri adânc și ritmic, într-o încercare chinuită și disperată de a-ți recupera suflul și sufletul. Despărțirea este făcută din bucăți pătrate de ciocolată amară și cuie. La început bagi un pătrățel în gură și simți cum amarul începe să se împrăștie. Îți spui că te poți obișnui cu asta, că parcă nu e așa amară, că ești puternic sau că ești puternică și că vei trece peste asta, pentru că și în momentul ăla ți se înfige în cerul gurii primul cui. Și atunci te simți mai slab ca niciodată. Atunci începi să înțelegi că nu ești decât o furnică singură și însingurată într-o lume rece. Și durerea aia ascuțită se împrăștie în tot corpul și rămâne acolo, încremenită în tine, paralizându-te. Și atunci încerci să respiri și al doilea cui ți se înfige în obraz, altă durere sfâșie carnea, alte lacrimi îți țâșnesc printre ploape. Iar îți ții respirația. Disperarea vine însă când, printre valuri de ciocolată amară și durere, cel de-al treilea cui ți se înfige în limbă și apoi al patrulea și al cincilea. Și așa trec zilele și săptămânile și lunile. Și așa trec zilele și săptămânile și lunile și tu mergi în continuare prin viață căci n-ai încotro. Îți duci lacrimile ascunse și suspinele de zi și sufoci în gât toate urletele durerii. Mesteși cuiele cu ochii plecați în jos, sperând că vor trece. Cândva. Dar până operația nu va fi gata, până când bucata infestată a sufletului tău nu va fi dezlipită de tot, Doamne, ce vei mai suferi. Dar va trece. Îți promit că va trece. Și nu, n-am o imaginație atât de bogată, doar că știu cum e.
Dacă vrei să stăm de vorbă, ne vedem pe cabral.ro. Și în alte nopți, în nopțile celor singuri.